Hudinașilor, astăzi sunt alături de Foxy și o să ne jucăm Bravo Nightstyle. O să fie cel mai tare episod pentru că o să-i fac cea mai urâtă ținută lui Foxy și a mie la fel, nu Foxy? Clar, clar, are dreptate. Așadar, nu uita să vă abonați la noi, să dați un mare like, subscribe, clopoțel și să înceapă mare distracție doar pentru voi. Hai să înceapă nebunia, să vedem. Ești pregătită, Foxy? Da, sunt foarte pregătită. Prima dată vreau să-ți fac eu ție ținuta. Așadar, okay. Bun. Deschideți aici frumos meniul. Haide, spune-mi ce să-mi aleg. Stai că trebuie să mă uit întâi, să vedem așa. Ceva ținută foarte, foarte urâtă. O să fie foarte greu pentru că toate ținutele mi se par destul de faine. Eu zic că o să găsesc ceva urât acolo. Spune-mi ce culoare urăști. Ce culoare nu-ți place absolut deloc? Stai să mă gândesc. Stai așa să intru random pe la haine. Ok, cred că gri sau ceva de genul ăsta, adică mi se pare așa meh. Știi ce? Lasă, am găsit. O să găsești o bluză albă cu pete de sânge. Este What? Premium. Unde? La băieți sau la fete? A treia, la băieți. A treia coloană. Dai până găsești bluza, este premium. Ok, deci trebuie să caut o bluză cu pete de sânge. Nu-mi spune că asta e. Nu, e okay. Premium. Păi și asta e tot premium, stai să vedem. Deci pe a treia coloană? Da. Mamă, oh nu, no. Hanoracul ăsta. Mamă. Ok. De ce m-ai pus să mă îmbrac cu ăsta? Oh my god, hai să vedem. Arăți ca un killer. Bun, hai să vedem ce pantaloni urâți, să spunem. Unii super, super urâți. Tot de la băieți? Da, știi ce, dacă tot vine toamna și a venit toamna de fapt și vine Halloween-ul, vezi pe a doua coloană, sunt okay. Niște pantaloni de schelet. De schelet? Tot premium. Tot premium. Deci pe a doua coloană, ok. Mamă, până îi găsesc, acum sunt jos de tot, mai sus. Uite, gata, i-am găsit. Jos. I-am găsit, gata. Ok, și nu știu, părul tău mi se pare puțin cam frumos. Hai să vedem, să spunem ceva mai urâțel. Oh, nu, părul meu. Mamă, hai să vedem ce am putea găsi la freze. Pe a doua coloană. Așa. Este părul acesta. Ce? De fată. Ok. Ok. Zici că e părul meu efectiv prins. Da, exact. Ai două codițe. Hai să vedem, să spunem ceva accesorii frumoase, rău, da. Uite, aici la pălării. Ok. Există, cum să zic eu, ceva cu premium, asta. Uite, chestia asta. Ce chestia e? Asta e puțin. Uite, am găsit-o, gata. Am găsit-o, da, uite-o. E ceva pălărie pariziană, știi? De da, Paris, cu urechi de iepure. Da. Și stai că nu ești gata. Trebuie să spunem și o geantă. O geantă? Tu mă faci fată? Ok. Ok, unde-s gențile la ghiozdan, cred, nu? Da, uite geanta asta albă de fată. Mama mia, nu pot să cred. Ok, eu o să-mi dau reset. Și știi ceva, nu-mi place părul tău negru. Du-te și fă-ți părul roz. Roz! Oh my god, culoarea mea preferată. Ai că da, ia stai să vedem, deci roz, mamă. Un roz din ăsta, așa-mi fac. Ia fi atent acum îmi stă cu freza roz. Ia. Uai, ce frumos ești. Ok, nu cred că e bine că am acceptat asta. Bun, hai să vedem acum, trebuie să aleg eu, nu? Da, deci asta este ținuta făcută pentru Hudinaș. Ce spuneți? Sper că este cea mai urâtă ținută care puteam să-i o fac. Acum alegem tu. No, hai să vedem. Bun, trebuie să te duci prima dată la haine. Oare să-ți aleg? Hai la hainele de fete. Să găsim ceva urât la fete. Bluză, bă, da, toate, sau? Da, la bluză. Bă, da, toate hainele sunt frumoase, gen. Adică până acum n-am văzut niciuna urâtă.
Trebuie ceva super, super ciudat. Știi ce? Alegeți cămașa cea verde cu cravată. Verde cu cravată. Da, e pe primul rând, gen în jos, între două chestii premium, da. Ok. Nu mi se pare urâtă. Nu e foarte urâtă, dar o să o combinăm cu ceva urât. Cu ce? Hai să vedem, nu știu. Acum ne uităm la pantaloni. Hai la pantaloni și alegeți din dreapta, de pe rândul din dreapta, ceva curățuște. Deci sunt niște pantaloni și e și o bluziță așa curățușcă. Nu, sunt pantaloni negri și curățuște pe ei, pe ultima coloană, gen în dreapta. Noi foarte, foarte jos. Da, și curățuște în picioare. Ok. Mie mi se pare neapărat urâtă. Nu, dar oricum nu se potrivește cămașa cu pijamaua, știi cum zic? Nu, dar mie mi se pare destul de drăguț. Okay. Așa și... Hai să vedem acum ce să mai luăm. Deci la haine am fost, acum mergem la căciulă, gen acolo, la bască. Îmi lași părul meu super frumos, nu? Stai că încă n-am ajuns la păr. Stai. Hai să mergem să căutăm pe aici, să vedem ce am putea noi să alegem. Ceva amuzant rău de tot. Mamă, că sunt prea multe variante aici. Deci efectiv sunt o grămadă de variante și nu știu ce să îți dau să alegi. Prima care o vezi, spune. Prima pe care o văd, hai să vedem, mamă, da. Cap de vulpiță? No. Trebuie să fie ceva mai amuzant, zic eu. Alegeți, fii atent aici, okay. Alegeți chestia asta. Asta de iepuraș, o vezi? De iepuraș cu urechile așa lăsate în jos? E premium. Da. Ok, bun, puneți asta de iepuraș. Acum du-te la freze. Ok. Și de la freze o să-ți alegem ceva la care nu te aștepți. E părul acela blond. Deci când ajungi la frezele blonde, gen, dacă dai în jos, sunt frezele blonde de fete, dar alegi cea de băiat, așa, e cumva în sus, așa. Asta? Aia, da. Vai, m-ai făcut băiețel și pe tine fetiță. Ok, bun. Și acum trebuie să mergem la fețe, pentru că o să-ți schimbi fața, Foxy. Oh my god, dar uite ce bine arătam. Sincer, da. Chiar arăt interesant, adică nu mi se pare că așa. Dar știi ce față o să spui? Asta de ciclop, cu roșu, ai un singur ochi roșu, gen. Oh my god. Du-te la fețe. Eu ți-am schimbat față, ia să văd unde. Asta. Da, okay, da. Ok, și acum mergem înapoi la accesorii. Ok. Hai să vedem dacă... Dă-i la ochelari acolo, dacă găsim ceva interesant aici la ochelari. Ai putea să spui, de exemplu, ia să ne gândim noi, ce s-ar potrivi de aici, gen? Nu știu, mi-e teamă. Un suc, puneți, uite, sucul ăsta. Vezi că e sucul ăla mai colorat, așa, cu pai. Suc. Asta? Da. Ăla, așa, bun, ok. Și acum dă-i la ghiozdan. Și hai să vedem la ghiozdan. Ar trebui ceva super amuzant și aici. Nu știu ce aș putea să-ți dau. Mama, că sunt atâtea chestii, oh my god. Ia să ne gândim noi. Aș putea să-ți dau... Vezi că e o chestie super ciudată. Pe partea dreaptă. E ca un fel de raton, dar nu știu ce e. Efectiv stă pe tine așa cu mâinile. E un urs? Ăla. Da. Ia vino aici puțin lângă mine, unde e lumina super bună. Așa. Mamă, băi, e prea tare. Eu cred că ai câștigat. Adică, într-adevăr, mi se pare mult mai urâtă ținuta pe care mi-ai făcut-o, da. Ești chiar drăgălaș. Da, eu zic că e bun. Adică nu o să mai aleg absolut nimic în plus. Adică eu zic că e cea mai bună ținută pe care am putut să ți-o aleg. Vai, deci nu știu. Tu zici că ești pătat de roșii sau ai dat sucul pe tine, dar
Arăt destul de ok. Eu arăt așa super ciudat. Am un singur ochi, adică... Vreau să votați acolo în comentarii să ne spuneți care a câștigat dintre noi doi, care a reușit să facă cea mai urâtă ținută. Efectiv, mi se pare că Hudinașul m-a transformat în ceva monstru. Mamă, e super amuzant. De drăguț. Oricum să scrieți cu toți acolo în comentarii și Foxy, eu cred că e timpul să mergem într-un Brookhaven public, adică pe un server public, să vedem ce vor spune locuitorii de acolo. Eu zic că or să fugă de noi. Aaa, vrei să speriem lumea? Ok, haide să ne vedem dincolo. Bun, am ajuns aici pe public, hai să speriem lumea. Știi ce, vrei să sunăm și la uși? Da, Foxy, hai să mergem aici la persoanele astea multe, pentru că sunt super multe persoane. Și hai să stăm aici să vedem ce vor zice. Mamă, mai e un ciudat aici. Mai sunt niște ciudați aici. Ok. Sincer, cred că e mai urât ca noi. Băi, frate, deci am nimerit pe un server plin de ciudați. Hai să mergem în casă la persoana asta, să vedem dacă ne dă afară, că sunt super, super curios. O să mergem și o să ne prefacem că e casa noastră. Ok, hai să ne uităm la TV. Unde ai pus telecomanda aia? Nu știu, okay, nu merge televizorul, e oprit. E mort. Stricat. Hai să-l ducem înapoi. Mamă, dar persoana asta nu vine, n-are treabă cu noi, Foxy. Cred că e mai dubioasă ca noi. Sau poate e casa nubului. Posibil, da. Mamă, ce mic e. Ești o jucărie sau ești o persoană reală? Hai să scriem așa, sal, să vedem. Ne scrie ceva? Nu știu. Nu spune ceva? Dar nu cred că ne zice nimica. Hai să scriu. Sunt o jucărie. Snoop. Ok, tocmai a vorbit cu noi, gen. Wow, ce voce ciudată. Ok. Mamă, e cam ciudat. Băi, și-a pus o cască pe față. What? Uite ce ciudat e. Hai să plecăm de aici, Foxy, că lucrurile sunt mai ciudate decât decât suntem noi, gen. Uite-te. Ce față drăguț are. Cine, stai? Uite, cățelul. Hai să ne urcăm și noi cu ei. Hai să ne urcăm o mașină. A fugit. S-au dus. Ia uite-te la persoana asta de pe motocicletă, ce față are de vulpe din asta așa șucară. Da, doamne, deci am nimerit pe un server mai ciudat decât ne-am fi așteptat noi, sincer. Să știi că i-am furat motocicleta. Am văzut, da. Băi, deci cred că nu ar să fie atât de supărați locuitorii din Brookhaven ăsta. Mai văd aici o casă. Cine și-o fi cumpărat-o? Nu știu cine știu. Și-a cumpărat-o. E ușa deschisă, hai. Da, hai să încercăm să intrăm. Dar nu știu dacă e cineva acasă, nu cred că e nimeni acasă. Hai să-i jefuim casa. Da, hai să luăm o bombă. Stai așa să iau o bombă. Și hai eu să iau mergem banii, la etaj. Tu pune bomba. Am înțeles. Mă fură Foxy de bani. Dar unde era să iei aici, că nu mai știu. Uite ce. Ce? Hai să vezi o chestie ciudată. Unde? În baie. În baie? Stai așa. Dino, cum de-i funcționează dușul și persoana nu e aici? Nu știu, cred că a uitat apa deschisă. Dar pe casa omului invizibil. Dacă posibil, e da. Aici, poate nu știu, aici. Poate ne urmărește. Hai după mine să-i furăm banii, să vedem dacă o să apară. Ia fi atent aici, pun bomba. Eu explodez bomba, tu furi banii, da? Ok, ia tot din safe. Echipă. Ia tot din safe, Foxy, bine. Și acum hai să mergem jos, să vedem dacă o să vină, că sunt curios. Oare o să vină aici? Nu cred că o să vină. No, nu are nicio treabă, i-am luat toți banii. Putem să facem petrecere la el acasă, sincer. Ok, super amuzant. Hai să mergem să vedem dacă mai găsim alte persoane. Nu știu, niște persoane pe care le-am putea speria cu outfit-ul nostru. Pentru că până acum am găsit doar persoane ciudate. Nu știu, cred că sunt prea normali pentru lumea asta super ciudată. Chiar că, uite aici o motocicletă abandonată, poate putem să furăm motocicleta asta și să mergem acolo la început în zona de spawn. Da, am furat-o, ia urcă-te, avem o motocicletă furată. Bun, hai, du-te. Uite, uite ce fac ăștia aici, fac accident cu mașinile. Ok, o fată cu armă. Ăsta-i cățelul vulpe, vină repede să vezi. Uite ce cute arată. Mamă, da, arată chiar interesant și are un fel de porcușor vulpe pe umăr. Foarte drăguț. Scoate arma la el, poate se sperie. Stai așa să scot un shotgun. Ia, vezi. Stai așa că îi zic mâinile sus. Sunt curios dacă o să ridice mâinile.
Hands up. Buu! Cred că persoana asta la altă e cu el. Uite. Îl protejează. Îl protejează, da. VIP. Cred că e ceva bogătaș de aici, de pe serverul ăsta de Brookhaven. Da. Ok, hai să mergem în market. Mergem în market? Faci cinste cu ceva? Da, cu o bucată de pizza. Da, plătești tu, da? Da, sigur, ca de obicei. Okay. Nu urmărește un copil? Uite. Da. E copilul persoanei cu masca asta ciudată de vulpe albă. Are și un cățel și cam vine după noi. Da, da, da. Cred că e timpul să fugim de aici, Foxy, pentru că se întâmplă niște lucruri cam ciudate. Hai să mergem la un film. Poate la cinema există persoane normale. Uite aici, da, hai la sigur. Film. Hai să mergem să intrăm la film și să ne uităm la un film împreună, pentru că e cam ciudat Brookhaven-ul ăsta și, sincer, mă cam sperie ei pe mine, adică nu cred că i-am prea speriat noi pe ei. Ia uite cum am pus la film. Noi, clar, suntem prea frumoși. Deci, vulpițelor și vulpișorilor și hudinașilor, cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, aș aprecia tare mult să rupeți pentru noi butonașul de like, subscribe, clăpățel și să aveți o zi minunată și frumoasă ca și voi. Noi ne reauzim data viitoare. V-am pupat, ceau! Pa, pa tuturor și mulțumim pentru vizionare! Pa!